Universitatea din Petroșan și reprezentanții Ministerului Energiei au semnat în luna mai a anului trecut un parteneriat în urma căruia, în următorii 10 ani, vor califica în campusul de aici, după modelul din Constanța, specialiști în energie verde. S-a spus atunci că vreo 500 de oameni cu precădere din minerit, dar și tineri, vor fi calificați pentru a lucra în domeniul energiei regenerabile, și 300 pentru partea de distribuție a energiei electrice. Doar că săcotările au fost grav încurcate de cei de la Ministerul Fondurilor Europene, care nu au mai făcut nimic și proiectul a rămas fără finanțare. Eu am avut o, o întâlnire cu fostul ministru al energiei, cu domnul profesor Anton Anton, care mi-a spus că și dorința dumnealui și, și noi trebuie să insistăm ca această inițiativă să continue. Se așteptau fonduri europene pentru acest lucru. Am vorbit cu domnul Meltzer acum trei zile, patru zile, tot vis-a-vis -vis de aceste fonduri europene și, din câte știa dumnealui, încă nu s-a reușit atragerea acestor fonduri europene. Doar șase tineri s-au calificat și au făcut-o pe banii angajatorilor, care au scos din buzunar sume de 8.000 de euro și chiar 10.000. Sunt bani pe care Universitatea din Petroșan nu și a permis și se pare că totul a fost blocat la Ministerul Fondurilor Europene. Michael Melzer a recunoscut că proiectul este acum blocat și că doar dacă vor fi accesate fondurile se va putea face ceva. Asta, deși cerințele pe piața muncii sunt mari cei câțiva care au terminat acest curs, din care câțiva din Valea Jiului, am înțeles 3-4 persoane, deja sunt, sunt angajați și în România și au oferte și în afara României. Sigur că e un deficit care pentru cei care locuiesc în Valea Jiului și nu mai au alte locuri de muncă sau vor să se reconvertească în domeniu, ar fi foarte benefic. Salariile în acest domeniu ar fi de la 1700 de euro, iar cei care s-au angajat ca debutanți pot să lucreze în curs și au diverse sporuri, pot ajunge să câștige sume importante de bani. Totul este să urmeze cursurile, cursuri care acum la Universitatea din Petroșani nu mai pot fi organizate.